Bună și bine v-am regăsit! Și spun v-am regăsit, că este primul clip care apare aici pe canal. Sau, mai bine spus, pe acest canal. Ideea este că cei care mă știu, bine, bună, sunt ok, sunt aici. Sunt în pijama, facem vlog, o să vedeți chestia asta în curând. M-am gândit să fac așa. O mică descriere, un mic intro, am în mână o clămuță pentru că am emoții pentru că totul o să iau totul de la capăt. Ideea este în felul următor. Bună pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Ruxandra Lidia și porecla mea este Ariciu. De aici și numele canalului Ariciu Ruxandra. Și m-am gândit să nu mai pun și Lidia că era prea mult. Dar primul meu canal de YouTube a fost Ariciu Ruxandra with Wild Wings, ceea ce înseamnă că s-a întâmplat ceva cu acel canal și acum sunt aici. Ideea este în felul următor. Nu știu ce s-a întâmplat foarte, foarte clar cu acel canal, încă aștept răspuns de la YouTube, dar până să aștept un răspuns de la YouTube, pot să spun că mă grăbesc ca fata mare la măritat și am deschis un alt canal de YouTube, pentru că nu am răbdare. M-am gândit că am investit foarte, foarte mult timp și spațiu și energie și tot ce trebuie ca să renunț. Așa că, hello haterilor, mă bucur că sunt aici și credeți-mă că vă zâmbesc întotdeauna cu mare, mare satisfacție. Nu era un canal foarte mare, hai să luăm așa ușurel. Deci nu era un canal foarte mare, era chiar un canal cu 2000 și ceva de abonați, nu era ceva wow, dar pentru mine era o muncă depusă acolo de vreo, nu știu, 2 ani, cam așa. Ideea este că mie îmi pare rău după acel canal dintr-un singur motiv. Și văd că îmi stă ăsta ce-a fost așa. Dintr-un simplu singur motiv, cum vreți voi să-i spuneți, pentru că acolo este toată evoluția mea. Până să ajung să vorbesc așa cu voi și să am cât de cât o calitate, nu pot să spun că, vai Doamne, ce calitate am eu acum, dar până să-mi cumpăr o cameră, până să-mi cumpăr un calculator, laptop, mă rog, aveam laptop, dar nu bun, care să randeze și el ca omul. Până să ajung eu aici, am trecut prin... Bună, numele meu este Ruxandra, cred, la modul ăsta. Dar m-am gândit așa, hai să nu facem clipul ăsta exagerat de lung, vă anunț de pe acum, clipurile mele sunt lungi, nu sunt un om foarte cunoscut, deci sunt un om simplu. Dacă vi se pare că există fițe sau, habar n-am, chestii de genul ăsta, hai să mizăm mai mult pe atitudine, da? Și sunt, pe scurt, o iubitoare de mașini și un om care a vrut să își învingă teama, adică anxietatea, care cred că este ultima teamă pe care o am și încă mă lupt cu ea puțin, dar cred că totuși o să fie bine. Bun. M-am gândit așa. M-am gândit să facem un Q&A. Acum nu am ochelarii la mine. Asta e o problemă generală la mine, cred că știți asta. Ochelarii sunt pe birou, dar numai că sunt exagerat de murdari și nu am făcut ce să-i șterg. Și asta fiind din bumbac, am o chestie, să șterg și ochelarii cum trebuie. În fine, ideea este că am un Q&A, l-am pus aici într-un Word și l-am mărit eu cât de mult am putut. Nu sunt chiar atât de chioară, nu vă faceți griji. Dar mă gândesc să fac acest Q&A, să vă spun că ăsta nu l-am mai făcut în prima fază, deci cei care nu mă urmăriți, prima oară îl fac pe ăsta și cei care mă urmăriți, stați calmi, teoretic nu e aceeași treabă cu ce am mai făcut. Cred că am făcut un Q&A toată viața mea. Încă nu făcusem foarte multe clipuri. Aveam vreo 100 și ceva de clipuri pe canal, deci în 100 și ceva de clipuri, cred că am ajuns și eu la momentul ăsta, gen, mă bâlbâi, așa, și sunt om. Hai să trecem mai departe. Las și eu bullet journal deoparte, așa ca să mai aflat ceva despre mine. Și am să încep cu aceste întrebări. Le-am luat de pe un site, dacă sunt interesați, puteți să-mi spuneți, eu vă las linkul la cererea voastră. Ok. Prima întrebare, sunt 73, apropo. Stați calm, eu întotdeauna o să fac clipuri lungi. Care este filmul tău preferat? La dracu că nu m-am pregătit pentru chestia asta. Filmul meu preferat, hai să facem așa, iau bullet journal-ul. Știu că mi-am scris câteva filme pe care le-am văzut în ultima perioadă și mi s-au părut destul de ok și le-am și notat cu note. The Invisible Guest? Nu știu cum este. Eu am o problemă, eu uit numele. Deci nu vă faceți griji. Deci ăsta l-am notat cu 10. The Cream of the Greenland sau ceva de genul. Nu știu ce a scris aici, Doamne, ce scris am. În fine. Hotel Transilvania.
3. Deci vă dau mai multe idei, că îmi plac mai multe genuri de filme. Nu o să vedeți chestii siropoșenii, nu. Robin Hood, cel 2019, așa. Mi-a plăcut foarte mult unde... Stați că era unul destul de mișto, dar nu mai știu unde... Păi l-am scris? Ce ciudat. The Covenant sau ceva de genul. Ok. Și mai era încă unul, dar am uitat cum se numește. King Arthur, așa mă, că pusesem și inimă și nu-l vedeam. King Arthur 2017. Mi-a plăcut foarte multe faze de acolo. Bun. Film preferat în ultimii 5 ani. Dacă e să o luăm așa, în ultimii 5 ani, seria Minioni și Hotel Transilvania. Da, încă mă uit la desene. Putem să spunem că sunt filme, nu neapărat animații. Sper. Ok, stați așa să-mi... Așa. Filmul favorit, Hit Hook sau ceva de genul, nu știu cum se citește clar. Deci am citit puțin despre chestia asta. Ar trebui să fie cel care are cele mai mișto secvențe, chestii de genul ăsta. În ultima perioadă nu prea am văzut. Sunt destul de strictă și la chestiile de genul ăsta. Nici jocurile, nu mă mai joc orice dacă n-are o calitate bună. Putem să spunem Avatar ar fi, dacă îl vezi super HD, chestii de genul ăsta. King Arthur, da, King Arthur 2017. Frozen. Mamă, da, Frozen. Oh, Doamne. Cum sunt, știați că în Frozen toți fulgii au fost desenați separat? Uitați-vă pe Disney Channel. Mamă, deci e o chestie super mișto. În fine. O carte pe care intenționați să o citiți. Nu prea mai am timp să citesc, însă îmi plăcea foarte mult să citesc. Aș fi vrut să văd cum este Harry Potter, gen cărțile. N-am citit cărțile Harry Potter. Aș vrea să citesc Game of Thrones, cărțile, pentru că m-am uitat la Game of Thrones și, nu știu, orice ține de chestii polițiste, crime, chestii fantastice, mie îmi plac foarte mult. O carte pe care ați citit-o în școală, care te-a format în mod pozitiv. Baltagul. Ion. Nu știu care ar mai fi. Chiar nu știu care ar mai fi. În mare parte Baltagul. Cred că asta a fost una din cele mai mișto. Ok. Emisiunea preferată de televiziune, care este în prezent pe... Și cred că e sub puncte. Emisiunea preferată. Cred că întotdeauna va fi cea de pe Animal Planet, pentru că întotdeauna mă gândesc la ea. Și chestiile de supraviețuire, pentru că îmi plac, dar cele legate de după ce s-a întâmplat o anumită chestie, gen i-a atacat un tigru sau ceva și ce urmări au fost, chestii de genul ăsta. Îmi plac foarte mult. În orice caz, cam toate emisiunile de pe Animal Planet. Și Căutătorii de Aur, mai îmi place, de pe Discovery. Ok. Și filme române, și seriale, și emisiuni românești, cred că Masterchef, îmi place să gătesc, dar depinde foarte mult. Și România au talent, da. Nu știu, uneori e ok, alteori nu e ok, depinde de sezon, nu știu de ce. Pe o scară de la 1 la 10, cât de emoționată ești despre viață acum? Emoționată ești despre viață acum, ok. Cred că se referă, bine, eu le-am luat pe toate ca să nu mai stau să le citesc în engleză, ca să fie clipul ăsta cât mai repede. Cred că se referă, stați așa, să dau un pic la ăsta în... Care întrebare era? Deci e întrebarea 7. Hai să vedem cum sună în engleză, că... Na. Ok. Aha, ok. Cât de emoționată sunt legată de viață, gen ce... Efectiv, cum se înțelege. Foarte. Pentru că vreau să fac foarte multe lucruri și sunt genul de om care nu este tocmai cel mai norocos. Și sunt conștientă de faptul că dacă ți învingi temerile și ești un om calm, vei reuși să faci totul. Însă nu uita de nebunie. Doza de nebunie întotdeauna e cea mai importantă. Și încerc să fac chestia asta cât mai mult. iPhone sau Android? Android. Întotdeauna Android. Twitter sau Instagram? Instagram. Clar. Cine ar trebui să se urmări pe toți acum? Ok. Luăm puțin înapoi zecele.
Ok, pe cine ar trebui să urmăresc eu acum? Google Translate. Pe cine aș vrea să urmăresc acum? Acum le-am spus și Sabinei și Nataliei, cred că am spus amândurora, nu? Cred că, da. Ok, fetelor, vă pup. În momentul de față urmăresc foarte puțini oameni, pentru că mi-am dat seama că și când am fost la Digital Divas, că am participat pe acolo, am fost și eu nominalizată, chestii de genul ăsta, mi-am dat seama că este o lume foarte nașpa. Și speram să nu fie așa. Eu sunt genul ăla de om care speră în continuare să fie ceva bine, dar nu este întotdeauna așa. Cred că ar trebui să urmărim cei care sunt oarecum aproape de noi sau au oarecum aceleași mentalități, dar și puțin diferite unele dintre ele, pentru că e bine să ne dezvoltăm pe toate părțile și să învățăm ceva bun din orice. Acum depinde, e de discutat. Dar de fel doar oamenii care sunt de calitate îi urmăresc. Care este mâncarea ta preferată? Orice ține de spaghete paste. Orice ține de spaghete paste, sushi, mâncăruri mediteraneene, dar și sarmale și cârnați. Și da, fac cârnați și sarmale. Cea mai mică mâncare preferată? Înapoi, citim iarăși, 12. Ultima mâncare preferată mâncată. Google. Cred că am mâncat... Ce am mâncat ultima? Am mâncat paste. Dar am mâncat acum o săptămână, căci ar trebui să țin puțin regim, știți? Cică. Dar am mâncat paste. Carbonara. Așa. Ce naiba scrie aici? 13. Care este sortimentul de pizza preferat? Și Google Translate cică. Ce îți place la pizza? Sortimentul de pizza preferat este gen țărănească, cu de toate. Îmi place foarte mult, nu neapărat cu pește, dar cu ananas, cu porumb, da. Cu orice, nu prea am preferințe la pizza. Important este să fie gustoasă și acea mozzarella să se întindă frumos. Așa. Băutura preferată. Limonada de mentă de la Pit Stop în momentul acesta. O să vedeți, bine, cei care mă știu și am mai filmat, o să vedeți și pe Instagram foarte multe poze cu limonada aia. Nu știu de ce. Cred că pun ceva în ea ca să mă atragă. Desertul preferat. Cred că orice ține de ciocolată înghețată. Ciocolată, în orice caz, orice cu ciocolată. De fel îmi place foarte mult un desert să fie ori rece înghețată, ori ceva foarte, nu zemos, ci să aibă așa ceva gen caramel, cleiul ăla așa, să simți... Nu, e o întreagă nebunie acolo. Dar orice cu ciocolată. 16. Ciocolată neagră sau ciocolată cu lapte? Din păcate, sunt o mare iubitor de ciocolată, însă ciocolata neagră, nu pot să mănânc orice ciocolată neagră. Nu-mi place neapărat amăruiul ăla, deci aș alege ciocolată cu lapte, ca să încheie mai repede. 17. Cafea sau ceai? Cafea... ceai... Depinde, ambele. Am încercat să renunț la cafea pentru că puneam foarte mult zahăr și beam ceai și puneam și la zahăr. Și am început să renunț ușor-ușor la zahăr și acum pot să spun că beau și ceaiul și cafeaua cam fără zahăr, maxim o linguriță, dacă pun uneori, dacă. Dar cred că totuși aș întinde întotdeauna o mână către o cafea. Pentru că poți să o faci și rece și ce poți să faci rece? Da, e altfel. O cafea, un frappe. Sună mai mișto. 18. Care este cea mai grea parte din a fi mamă? Eu nu sunt mamă. Da, pot să spun că sunt mamă. Am un pește pe nume Storm, am un gru, care este un porumbel, am un câine, care este Otto. Și să fii mamă a acestor animale... Oh, Doamne... E interesant. Dar mamă nu sunt. Îmi pare rău, n-am copii, n-am nimic. Sunt lefteră când vine vorba de copii. Care este trupa ta preferată? În momentul de față, nu pot să spun că am o trupă preferată. În momentul de față, muzica pe care o ascult ține foarte mult de cum mă simt. Deci în mașină ascult chestii legate de bas, să se audă cât mai frumos, chestii de genul ăsta. Și când vine vorba de, nu știu, să ne distrăm așa, nu știu, Delia, apar n-am, nu prea, The Motans, Carlos Dream, nu știu, nu prea am neapărat o trupă preferată pe care... Îmi plăcea foarte mult Tokyo Hotel și acum ascult AC/DC, Scorpions, oh, da,
Metallica? Da. V-am dat câteva idei. 20. Artist preferat solo. Cred că în momentul de față și, de fapt, cea care întotdeauna m-a făcut să mă inspir a fost Lady Gaga, nu știu de ce. Prin nebunia ei, într-o oarecare măsură, o înțeleg. Delia se aseamănă cu Lady Gaga. Și nu știu ce să vă mai spun. Dar în mare parte întotdeauna mă voi gândi la Lady Gaga. Și Shakira. Și Shakira îmi place. Cristina Aguilera mai nou. Chit că este o cântăreață mai bătrână. Nu știu, zic și eu. Cântecul preferat. V-am spus, depinde de stare. Însă putem să spunem că melodia mea preferată este Six Days, Tokyo Drift. Pentru că o am de când am eu telefon. De când au început telefoanele să dea voie sau să fie acea... îmi vine să zic arhitectură, tehnologie, să poți să pui ce melodie vrei tu la telefon, de atunci eu am pe aia. Deci gândiți-vă că, din generală, eu am aceeași melodie la telefon când îmi sună și începe cu o împușcătură, cu o mitralieră. Cred că e un AK-47, cred. Ok. Dacă ați putea cânta un duet cu cineva, cu cine ar fi? Wow! Măi, cu Pink. Cred că și ea este una din cele care e preferata mea. Cum mi-am dat seama? Mi-am dat seama pentru că de fiecare dată cânt, nu contează că sunt la muncă, că fac ceva, dacă vine melodia aia, o cânt fără să, nu știu, fără să mă gândesc. Efectiv, eu muncesc și cânt cu Pink. Are niște melodii care mă motivează, mă relaxează, mă calmează. Ok. Dacă ați putea stăpâni un instrument, care ar fi acesta? Chitara pe care o am, nu o stăpânesc, pentru că de fel aveam unghiile puțin mai mari decât acum, o să le vedeți în curând, dar na, lucrez la mașină, stres, nervi și de obicei când sunt supărată și sau nervoasă, mi se rup unghiile. Dar cred că, în mare parte, chitara pe care o am, Black Heart, așa o cheamă, dar și un pian, mi-ar plăcea foarte mult un pian. Dacă avea un tatuaj, unde ar fi? Chiar aș vrea să-mi fac un tatuaj undeva aici, pe ureche. Să fiu sau să nu fiu. What the fuck? 25, stați puțin. 25. To be or not to be. Ok. To be. O să spunem to be. Așa. Câini sau pisici? N-am nicio preferință legată de chestia asta. Fiecare are plusuri și minusuri. Am mai spus chestia asta. Am avut pisică. O chema Domios. Cea pe care am luat-o eu, efectiv. Doar că a plecat de acasă. Aia e. Cred că a luat-o un vecin. Dar în fine. Deocamdată l-am pe Otto. Ar fi aiurea, cred că s-ar supăra pe mine dacă ar auzi că ai spune acum pisici, cred că s-ar uita puțin la mine și ar face, fac pipi pe tine, crede-mă. Nu știu, ambele, îmi plac ambele, n-am preferințe, chiar n-am preferințe, le iubesc, pe amândouă. Am câine acum, deci să zicem câine, nu știu, când o să fiu la casa mea, cred că o să-mi iau mai întâi o pisică, pentru că un câine are nevoie de foarte multă atenție ca să-l scoți afară cu mai multe chestii, știți? Cred că vă ați prins voi. Vizionarea de păsări sau urmărirea balenelor? Stați un pic, stați așa, ce 27? Să fiu sigură că e aceeași întrebare. Da, da, exact așa este. Păsări pot să spun, dar mi-ar plăcea și balene. Îmi plac foarte mult balenele. Îmi place mediul acvatic, sunt zodia pești și sunt atrasă de mediul acvatic. Pot să spun că și păsările provoacă o plăcere, o calmitate. Îl am pe Gru, porumbelul meu, v-am spus, o să-l vedeți, nu vă faceți griji. Chiar într-unul din vloguri se pune pe capul meu. În fine, ambele, nu pot să aleg. Cel mai bun cadou pe care l-ai primit vreodată? Cel mai bun cadou pe care l-am primit vreodată a fost, hai să luăm așa, făcut de mine, către mine, a fost faptul că m-am păstrat așa cum sunt. Și am reușit prin muncă să-mi iau tot ceea ce am. Cel mai frumos cadou primit vreodată de la altcineva? Nu știu. Nu știu. Sună materialist dacă spun gen mașină. Dar eu am grijă de ea. Dar, nu știu. Hai să zicem pe parte materialistă mașina pe care sunt ahtiată după mașini. Nu e wow. E o mașină super simplă, veche. În fine. Dar ea mea. Și un cadou, să zicem așa, corazon, din corazon, faptul că am niște părinți minunați.
Cel mai bun cadou pe care l-ai dat vreodată. Nu știu dacă am vreun cadou pe care l-am dat vreodată să fie wow. Mi-am dat mașina, se pune. Asta pe parte materială. Chit că eu sunt ahtiată, v-am zis. Am renunțat, mi-am rupt din suflet și am zis, ia-o tu. Și pe parte sentimentală, cred că am fost atentă la ceea ce și-au dorit anumiți oameni și cred că în momentul în care au avut nevoie, le-am dat acel ceva. Să zicem doar atât. Nu place să spun, mamă, ce am făcut eu. Nu prea îmi place să... Lauda nu e ok. Nu sunt de acord cu lauda. Ultimul cadou pe care l-ai dat unui prieten. Se pune o felicitare. Am făcut o felicitare, nu cred că o am pe aici. Am făcut o felicitare cu o ștampilă, mișto așa. Și era ziua unei colege. Și i-am dat felicitarea aia, numai că noi ne dăm cadouri, gen câte o felicitare așa de ziua noastră la colegi. Și i-am luat cu niște funduri de băieți așa. I-am dat o poză. Se pune, i-am dat-o chiar astăzi. Nicola, mulți ani. Care este jocul tău preferat? Europoli, Monopoly, Remi, nu știu, nu m-aș plictisi. Jocul tău preferat, gen, chestii de genul ăsta, așa. Dar ce îmi place să mă joc în continuu, să m-aș juca, CS, ce-ar mai fi, Need for Speed, dar nu-l mai am instalat, nici nu le mai instalez, că nu mai am când, muncesc prea mult. Mi-ar mai plăcea să mai am și timp să mă joc Drakensang. E un fel de LOL, un fel de WoW, cum vreți voi, cine știe cunoaște. Așa. Dar îmi place foarte mult că e așa, mai lejer, mai... Îmi place mult grafica. Mă inspiră mapele alea de acolo. Care este țara dumneavoastră preferată, dumneavoastră, de vizitat? Băi, întotdeauna mi-am dorit să vizitez Japonia. Îmi plac animeurile. Japonia chiar mi-ar plăcea și este o țară care se vizitează greu. Dacă e să o luăm așa. N-am fost în nicio țară, dacă vreți să mă întrebați chestia asta, n-am fost. Care este ultima țară pe care ai vizitat-o? România, când am plecat, v-am zis. Sunt aici. În ce țară doriți să vizitați, iarăși? Da, care este țara? Preferat, ok. Aia a fost preferată. Pe care o doresc să o vizitez totuși. Știți că Japonia este preferata mea. Aș vrea să mă duc mai întâi în Grecia, să mă duc și eu mai întâi în Turcia. Chestii de genul ăsta. Știți, mai pe aici, pe aproape, mai prin împrejurimi. Măcar să ies până în Bulgaria, vedem. Dar n-am avut timp, v-am zis. Am preferat să cunosc țara mea după aia. Da. Așa. Care este culoarea ta preferată? Dacă m-ați fi văzut acum un an, eram albastră, cred. Cred că acum un an eram albastră, nici eu nu știu. Nu știu, albastru, în orice caz albastru. Chit că acum port flamingo roz pe mine. Culoarea nepreferată. Roz. Și o vedeți pe mine. Depinde. Nu cred că am o culoare nepreferată. Să zicem rozul ăla nașpa. Și am și avut multe chestii roz. Am avut și camera roz. 37 de-abia. Și suntem la 22. Este bine. Diamante sau perle? Diamante. Da, și perlele sunt mișto. Am perle, dar nu mă încântă. Wow, nu sunt. Ce scrie? Deci 38, stați un pic, îmi scrie călcâi sau apartamente. 38, stați un pic. Călcâi sau genunchi. Nu știu la ce se referă, dar cred că o să aleg genunchi. Nu știu la ce se referă, îmi pare rău. Pilates sau yoga? Yoga. Pilates. Nu, ambele. Nu, frate. Trecem mai departe. Jogging sau not? Not. Not. Tată, not, întotdeauna not. Cea mai bună modalitate de a te detensiona? Conduc. Conduc, muzică, cărți, nu prea mai am timp de cărți, dar conduc. Cu muzică. Așa. Dacă ai avea o singură superputere, care ar fi? Să trec prin lucruri. Sau să zbor. Una din astea două. Care ar fi? O superputere să am, când n-am nevoie de prea multă inteligență ca să folosesc orice. Cred că și să nu fiu nevoită să îmi țin respirația sub apă. Ce tare ar fi. Mișto rău. În fine. Care este cel mai ciudat cuvânt în limba engleză? Creepy. Nu știu de ce, dar îmi place. E creepy. Nu știu, e un cuvânt pe care... E unul din cuvintele alea și pe care le știu de mult timp și e așa acolo, știi, e creepy. Mai am momente de alea când mă uit așa la cineva și zic, mamă, ești creepy. Dar e într-un mod bun, într-un mod pozitiv.
Îmi plac chestiile creepy și niciodată nu spun ciudate sau așa. Prefer să spun creepy, nu știu de ce. E, cred că, singurul cuvânt pe care chiar îl foloseam de mică. Nu știu de ce. Și de fel nu-mi place chestia aia, gen vorbesc în română, apoi în engleză, nu. No. Vorbesc în engleză cu oamenii care sunt americani, chestii genul ăsta, străini. Românii suntem români, ok? Mai întâi să stăpânesc eu limba română după aia. Care este floarea ta preferată? Ghiocelul, hortensia și bujorul. Când a fost ultima dată când ai plâns? Acum câteva zile, când am văzut că nu mai am cont de YouTube. Vă place manuscrisul dumneavoastră? Bine, 46, stați un pic. Da, în loc de manuscris trebuia să fie gen scrisul vostru, cum scrii. Da, îmi place cum scriu. Am scris italic, gen vechi, chestii de genul ăla, tortochetură, de alea. Foarte multă lume se uită la mine și zice, ce dar ai cu scris mă acolo? te coacei, 47, iarăși, înapoi. Tu gătești? Do you bake? Yes, I bake. Da, mă, gătesc, dă-mă acolo de aici. Sunt fată de casă. Așa. Care este cel mai puțin lucru favorit? Ce? Care este cel mai puțin favorit lucru despre tine? Ok, hai să ne uităm la 48 ca să fiu sigură. Care e chestia cea mai care mă dezavantajează? Nu las pe oricine să se apropie de mine și în momentul în care mă enervează cineva sau văd că există o anumită nesimțire și nu există o limită de bun simț, mă enervez și nu-l mai țin lângă mine. Îl retez ură, tocmai de-aia e ariciu. Ariciu vine de la faptul că de fel mă enervez, înțep, îți zic în față ce am de spus, mai nou într-un mod elegant, dar când eram mică nu era niciun fel de eleganță în mine, dar te îndepărtez. Și când te văd, sunt așa deja, nu știu, aveam un vlog în care vedeați cum fac niște arici, dar nu prea mai există. Bine, mai există, dar în fine, vă uitați pe ariciu Ruxandra Uitoaglings dacă vreți. Este un daily vlog din Piatra Neamț. Care este cel mai perfect lucru legat de tine? Băi, cred că singurul lucru cu care mă mândresc, de fapt nu, hai să zic că ar fi maxim 3, maxim. De fel, nu prea am o părere exagerată de bună despre mine. Cred că cel mai important lucru... Iubesc mașinile și îmi place să conduc. Deci, cred că ăsta ar fi primul. Gândirea pe care o am, încerc să fiu cât mai logică, cât mai ok. Nebunia e la mama ei acolo, adică... Așa. Dar îmi place creierul ăsta, deci, care nu o să mi-l fure nimeni, orice s-ar întâmpla. Sunt destul de puternică încât să nu mi-l fure nimeni și sunt sigură de chestia. Bun. Și încă un lucru, dacă... A, nu, că a zis doar un lucru preferat despre mine, ajunge atâta. Ceva claxonează? Sau mi se pare mie? Bun. Persoana care îți lipsește cel mai mult? Mamaia mea. Mama tatei. Care m-a învățat să gătesc, care făceam hăinuțe la păpuși cu ea, chestii de astea. Da. 51. Ce asculți acum? Cum latră Otto și mașina de spălat. La mine nu o să vedeți că, vai doamne, nu filmez dacă latră cineva sau bate cineva vreun cui. Nu. Asta e viața naturală, normală, n-avem ce face. Mirosul preferat, mirosul de lemn, mosc, tămâie, mirosurile de tabac, chestii de astea grele. Da. Da. Și mirosul de mașină. Păla al miros. Mă gândeam acum. Așa. Care este ultima persoană cu care ai vorbit la telefon? Ok. Stai un pic. Stai un pic. Haide. Mama. Mama. A fost mama. Mi-a zis să iau țigări, că altfel n-am avut ce căuta acasă. Așa. Cine a fost ultima persoană care ți-a trimis mesaj și text? Stați un pic. Pe WhatsApp. De fapt, ultimul a fost pe WhatsApp, mi se pare. Tot mama. Îmi zice... Nu mai vă mai spun ce. Îmi zice... Mi-a zis că e foame, minunea mea, hai, au dat acasă. Și am trimis inimioare și am zis că vin. Așa. De fel, nu sunt cea mai iubitoare persoană posibilă. Adică nu știu să arăt chestia asta. Și am trimis niște inimi. Cred că e ok.
Un sport pe care doriți să-l jucați? 55, că cine știe ce întrebare era de fapt. 55. Sportul preferat. Înotul. Înotul, tată, cu scufundări. Culoarea părului. Momentan am revenit, din câte vedeți, am părul scurt, de fel îl aveam mai lung. M-am făcut albastră, de fapt m-am făcut așa blondină, albastră, albastră în tot capul, după aia iar blondină, după aia mov, verde, mai multe culori. Iar acum este blond, blondin gen la vârfuri, dar nu vedeți că l-am prins și aici așa, m-am spălat pe cap, nu de alta. Și am să stea puțin ondulat. De fel am părul castaniu și am irizații blondine în el, pe care le-am accentuat eu. Culoarea părului, castaniu. Culoarea ochilor, căprui. Și sunt ciudați, pentru că dacă sunt foarte obosită, am prins, cred că săptămâna trecută sau acum vreo două săptămâni, am prins o oboseală cruntă. Și mi s-a părut pentru prima oară în viața mea că îi văd verzi, de la cât de obosită eram. Și m-am frecat așa loc și eram, nu, stai puțin, verzi. Toți din familia mea au ochii schimbători, numai eu nu i-aveam. Până mai acum. Cred că s-a declanșat nervos, habar n-am. Dar dacă stați în soare, nu e, ceea ce nu este bine pentru ochi, mă rog, mai multe chestii, se poate schimba culoarea în timp. Dar de felul i-am căprui, căprui deschis, căprui închis, spre verde, aparent mai nou sau m-am uitat eu mai des în oglindă. Filmul înfricoșător sau sfârșitul fericit? Filmul înfricoșător prefer. A zis aleg, nu? Sezonul preferat, 59. Da, serialul preferat. Game of Thrones. Stați așa că mai am. Păbule, doar v-am scris. What the... Ok, Game of Thrones. Hai să o lăsăm doar atât deocamdată. Ah, nu, The Peaky Blinders, Blind, cum îl cheamă. Deci, pe bune, niciodată nu pot să-i pronunț, dar The Peaky Blea ceva. Mișto. E un serial super mișto. Și nu l-am terminat pentru că n-am avut când. O să le reiau eu de la capăt. Cred, sper. Doamne ajută. Îmbrățișări sau sărutări? Ambele. Și mușcătări. Dintre cele două aleg mușcătările. Rolling Stones sau The Beatles? Stones? Ambii. Stones, hai. Rolling. Metallica. Unde te-ai născut? București, România. Care este cea mai mare distanță de dumneavoastră de acasă? Ok, care era întrebarea numărul 64? Reluăm. Unde ai călătorit cel mai departe de casă? Wow! Google Translate, trezirea. Piatra Neamț. Dulces sau cimbru? Ce dracu? 65. Dulce sau sărat? Combinație. Ruj de buze sau de buze? Deci nu cred. 66. Ruj de buze sau de buze? Lipstick or lip gloss? Mai nou, cam plac lip gloss-urile. Îmi plăceau mai mult lipstick-urile. Nu știu de ce. Ideea este că eu am buzele subțiri. Și îmi place combinația, știți? Da, mă dau cu un ruj mat și după aceea mă dau cu un gloss din la mișto ăla de la tartă. Vai de capul meu, ce mișto arată. Ați stați că n-ați văzut favoritele, că na, canalul s-a dus dracu. Ei, în fine. Ambele. Ce carte ați citit din nou și din nou și din nou? Călărețul fără cap. Da, am citit cărți, stați calmi. Nu vă faceți griji. Am citit multe cărți. Dar aia am citit-o mereu și mi-a plăcut. Povestea preferată pentru culcare. What the... N-am. Povestea preferată pentru culcare. N-am. Nici n-ascult povești de culcare. Maică mea nu-mi citea povești când eram mic. Capra cu trei zi. Scovița roșie. Îl te-ai părut totuși. Care ar fi titlul autobiografiei tale? Cred că este un titlu lung. După moto, o să fiu un moto. Este un moto după care mă ghidez în ultima perioadă. De fapt, o să dau două exemple. Personalitatea nu este albă sau neagră, este un caleidoscop. Ăsta ar fi primul. Sau, mai simplu, timpul este mai prețios decât banul. Credeți-mă, timpul nu-l dai înapoi.
Sunetul preferat. Uneori liniștea. Alteori doar basul. Alteori știu că sună ciudat, mulțumesc să mă înțeleagă. Gru. Sunetul porumbeilor mi-aduce aminte de bunicii mei. Animalul preferat. Chit că eu am porecla ariciu, era puțin ciudat să fie vulpe sau vulpiță. Era puțin... îmi plac foarte mult vulpile. Lupii. Mamă, lupii, frate. Cred că lupii, chit că îmi plac foarte mult și pumele, tigrii, chestii de genul ăsta, dar cred că lupii au o anumită prestanță. Cine este... Nu citesc traducerea asta, că e ciudată rău. 72. Cine este persoana, fata, pe care o urmărești și te inspiră? Și dacă vreți să știți ce a scris Google Translate, cine este fata ta zdrobi? Zdrobi, boss. Google Translate, trezire. Cred că persoana pe care o urmăresc și persoana care m-a făcut să mă apuc de YouTube... Persoana care m-a inspirat, persoana care i-am observat o anumită, nu știu cum să spun, o anumită evoluție și care, da, să nu se înțeleagă greșit, a evoluat, wow, da, dar persoana care a evoluat și am văzut cum a evoluat, am văzut părțile bune, părțile negative, părțile, nu știu, nu ascunse, că nu mă interesează ce viața celorlalți, chiar nu mă interesează. Dar persoana aia care, știi, a avut acel ceva care... Eu, de fel, nu sunt atentă la ceilalți oameni. Nu mă înțelegeți greșit. Văd tot, însă nu rețin tot, pentru că nu vreau. Nu. Este foarte bine să știți și să vedeți, dar este bine să acumulați doar ceea ce e bun lângă voi. Dar persoana, cred că nu o să fie niciun fel de wow ce a zis, este Andreea Balaban. Deci, pe ea, cu ea am început... Pe ea am dat prima oară click, mă abonez la această persoană care face niște clipuri. Și primul clip pe care l-am văzut la ea a fost trendul care ar trebui să moară și era cu Andra. Și eram, băi, ești nebun. Ce naiba fac fetele astea aici? Chiar mă uitam așa, cred că eram în liceu. Și mă uitam așa, ziceam, ce Doamne iertă-mă e asta, mă, frate? Bă, nebunii pământul! Ideea este că... De atunci m-am uitat așa, cu reticență, eram, bă, ce e asta, eram așa sceptică. Ia hai să, mai hai, n-am, mai mă uit la încă unul. M-am uitat la încă unul. Și credeți-mă că de când eram eu în liceu, eu urmăresc pe ea. Da. Și am terminat facultatea, apropo. Dacă era cumva vreo întrebare legată de asta. 73. Ultima fotografie pe care ai luat-o, cred că ai făcut-o, stai puțin, 73. Da, pe care ai făcut-o. Așa că, ultima fotografie. Pam, 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 pam. Deci, ultima fotografie o să fie fix asta. Și nu știu cât de bine o să vedeți voi, dar cam așa ceva. Dacă o să și focalizeze, ok. Este ștampila cu picioarele mele, logic. Cu tot ceea ce am făcut eu pentru mine. Este o scrisoare ales picioarele mele. Ceva important. Dar ștampila. Este o ștampilă. Inițial am vrut să văd dacă merge... Și gata, am terminat, apropo. Dar inițial am vrut să văd dacă merge ideea de a pune floarea deasupra și, mă rog, chestii de genul ăsta. Bun. Gata. Asta este primul meu clip. Este un Q&A lung. V-am pus în mintea mea, hai mă, că fac un clip de 10 minute maxim. Da, 40. Sper să nu. L-am închis undeva la și 29 și 30. E bine, ai și 11. Bun, gata, cam astea sunt întrebările legate de mine. Dacă mai aveți alte întrebări, îmi spuneți. Dacă vi se pare interesantă ideea, mă anunțați și pe mine, mai facem un Q&A, că n-am mai făcut de mult. Dăm Q&A-urile peste tot, pe unde o fi. Ideea este în felul următor. M-am gândit așa, mam, vin de la muncă, mă demachez, mă machez, îmi fac și eu. Nu, naturalețea e naturalețe, mă vedeți și voi pe mine, cum o vedeți, și pe lângă asta, de fel, cam așa o să fiu întotdeauna. Cred că cel mai bine o să fie... cred că o să mă întind prea mult cu acest clip, așa că hai să lăsăm deocamdată atât. Întotdeauna mă gândesc că n-am ce vorbi și după aceea nu mai termin.
Ok, iată. Vă mulțumesc super mult că ați văzut primul meu clip pe acest canal. Dacă aveți întrebări sau chestii de genul ăsta sau nelămuriri legate de mine, cred că încă mai puteți să accesați Aricii Ruxandra with Wild Wings. Are aceeași poză de cover, dacă nu mă șir cu picioarele cea verde, Doamne ajută, ca nu cumva să îl șeargă cineva acel cont. Din păcate nu puteți să lăsați comentarii, dar am observat că se pot lăsa like-uri. Nu mă interesează. Foarte rar o să mă vedeți cu chestii de alea gen like, subscribe. Sunt de părere că o persoană, dacă vede ceva și îi place, face. Dacă nu, nu. Bun, gata. Ne revedem data viitoare. Vă mulțumesc super mult pentru că ați urmărit acest clip și vă pup. Pa!